găsit, vă spun astăzi, de lângă un minunat arbust de plumeria. Vedeți florile, incredibil de frumoase, sunt colorate în roz, roșu, galben, alb, galben pai. Sunt florile din care se fac ghirlandele pe care le vedeți la gâtul fetelor prin insulele tropicale. În România putem să o creștem cu succes la ghiveci. Ce trebuie să știți despre ea? Este o plantă căreia îi trebuie lumină multă, soare direct, umiditate multă și neapărat un fertilizant bun. Să le luăm pe fiecare în parte. Umiditatea este foarte importantă pentru plumeria. În cazul unei umidități scăzute, plantele se usucă, se gofrează și cad, se desprind de pe tulpină. De aceea trebuie pulverizată periodic. Ce mai trebuie să știm? Solul în care stă trebuie să fie unul reavăn, trebuie să fie unul foarte bine drenat, care să nu rețină apa. În cazul în care apa stagnează la nivelul rădăcinilor, ele putrezesc. Lumina de care trebuie să beneficieze plumeria este una de intensitate mare. Poate să stea în soare direct, nu are nicio problemă, trebuie să aibă minim 5 ore de soare zilnic. Fertilizantul trebuie să aibă un conținut ridicat de fosfor, așa va fi o plantă plină de flori și va înflori pe toată durata verii. Plumeria se înmulțește ușor, fie prin semințe, fie prin butaș. Îi vedeți, sunt de genul acesta. Putem să-i desprindem cu ușurință de pe tulpină și să-i înrădăcinăm chiar în pahare cu apă sau într-un amestec de turbă și perlit. Foarte importantă este dimensiunea ghiveciului în care este plantată plumeria. El trebuie să fie direct proporțional cu înălțimea plantei. Un ghiveci prea mare pentru o plântuță mai mică va face ca rădăcinile să se dezvolte în detrimentul tulpinii. Atunci vom avea o rădăcină bogată care va ocupa marginile ghiveciului, lăsând centrul liber, ceea ce nu este de dorit. De aceea, transplantați plumeria în fiecare an într-un ghiveci cu doar un număr mai mare. Atât deocamdată despre plumeria, până data viitoare vă aștept pe site, vă aștept pe Facebook, Îngrijirea Florilor, vă aștept sugestiile, vă aștept întrebările și numai de bine!